eu sunt Dariana, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip și anume Repapul lunii august. Vreau să vă arăt titlurile acestei luni și am și tras linie și am realizat că în această vară am reușit să citesc 25 de cărți. Eu sunt foarte mulțumită și abia am așteptat să vi le prezint pe acestea. Am 8 titluri pe care le-am citit și o carte pe care am început-o, însă nu am reușit să o duc la bun sfârșit. Dar m-am gândit că merită să o prezint. Acum haideți să începem, însă înainte de asta voiam să vă arăt că mi-am prins în păr această fundiță pe care v-am prezentat-o și în videoclipul trecut. Să începem cu cartea pe care doar am început-o. Am citit 35 de pagini din ea. Este vorba despre Eleanor Oliphant se simte excelent, de Gail Honeyman. Este o carte despre care am tot auzit, nu știam că a fost tradusă și la noi, însă am fost extrem de curioasă în legătură cu ea și mi-a lăsat o impresie foarte bună, așa că mi-am achiziționat-o și eu de pe Libris.ro. O să vă las de asemenea un link în descriere către această librărie online, pentru că eu am găsit cartea asta la o reducere, a fost o promoție cu editura RAO și la ei pe site veți găsi mereu tot felul de promoții, aveți și transport gratuit la comenzi de peste 50 de lei, așa că m-am gândit să vă las în descriere link către site-ul lor și un link către fiecare carte în caz că vă interesează, eu pe toate vi le recomand, așa că nu uitați să treceți și pe Libris.ro. De obicei de acolo îmi iau cărțile și de aceea vă recomand și vouă să vi le luați tot de acolo. Abia aștept să continui această carte, să văd ce se mai întâmplă, având în vedere că am citit un număr atât de redus de pagini, nu pot deja forma o părere foarte concisă, însă sunt mega curioasă și o să vă țin și pe voi la curent în ce privește această cărticică. Să trecem la cărțile pe care le-am citit cap-coadă, o să le iau în ordine cronologică, de la prima carte până la ultima carte citită. Și am Ascensiunea, prima carte din seria Destinul Reginei, de Rebecca Ross, apărută la editura Leda Edge. Am fost foarte curioasă în legătură cu această carte, pentru că o tot vedeam, știu că am văzut-o și la Bookfest și mi-a părut tare, tare rău că nu mi-am luat-o atunci. Ei bine, vreau să vă spun că este una dintre cărțile mele preferate și dacă mă întrebați care e cartea mea preferată, nu pot să vă spun un singur titlu. De obicei, lună de lună se mai adaugă câte o carte la topul meu și de aceea nu pot alege una singură, însă aceasta sigur este una dintre ele. Un fantasy foarte bine scris, cu mult suspans, multă aventură, multe secrete și o provocare să citesc această carte. Este destul de groasă, are 460 de pagini, lecturate de mine în 3 zile la un maraton. De aceea vreau să vă zic că se și citește foarte ușor. Acțiunea se desfășoară extrem de alert, nu te plictisești absolut deloc când o citești. Și de aceea o să vă recomand de acum încolo, deci să vă așteptați pe partea de fantasy, să vă recomand și cartea Ascensiunea. Am o serie de evenimente nefericite, volumul 3, Fereastra Fantastică de Lemony Snicket. Primul volum din această serie l-am citit prin perioada în care m-am apucat de BookTube și am tot continuat să lecturez volumele până am ajuns la acesta cu numărul 3, care mi-a plăcut, a fost bun, la fel ca și celelalte. Nu știu dacă pot să zic că mi-a plăcut mai mult. Poate este vorba despre câte o întâmplare tragică și v-am povestit despre această serie într-un clip cu recomandări de la Arthur și Angar. Scrollați un pic în jos, veți vedea că este un clip postat recent. Are scrisul mare, mai puține ilustrații decât avem la celelalte volume, însă este o carte foarte lejeră, am citit-o într-o zi. După aceea am o carte care mi-a luat mai mult, este Duelul Vrăjilor de Sebastian de Castel. Am citit-o într-o săptămână pentru că am fost plecată la țară 3 sau 4 zile și atunci am luat o pauză. Dar este o carte destul de frumoasă. Nu mai știu exact dacă i-am dat 4 sau 5 stele, însă este o lectură bună despre magie, despre vrăji, putere și așa mai departe și o să vă vorbesc exact despre subiectul ei într-un viitor videoclip, așa că fiți pe fază. Am participat la un maraton la care am citit Ada Veșnic Lara Jean, al treilea volum din această serie, scrisă de Jenny Han. Am terminat cartea exact cu o zi înainte să apară filmul. Mi-a dat un vibe atât de bun întreaga serie. Chiar vă recomand să citiți pe partea asta de Young Adult. Cărțile din seria To All The Boys I've Loved Before, care sunt aici,
sunt cele mai bune. Mie chiar îmi plac extrem, extrem de mult. Lumea spune că această carte este mai slăbuță decât celelalte și, într-adevăr, nu s-au întâmplat așa multe chestii încât să te țină în alertă să o citești, dar pentru mine seria asta e foarte dragă și am oferit tot 5 steluțe acestei cărți. Mi-a plăcut cum s-a terminat și mi-a plăcut atmosfera, după cum v-am mai zis, așa că vă recomand, bineînțeles. În aceeași zi am terminat și Cititorul din peșteră, de Rui Zing, o carte super subțirică. Are 100 de pagini, le-am citit extrem, extrem de rapid, despre cărți, despre bucuria pe care o ai atunci când citești și sentimentul acela când vorbești cu cineva despre o carte. I-am dat 4 steluțe din 5 pe Goodreads, toată lumea zicea că a citit-o și toată lumea zicea că e o lectură faină, așa mi s-a părut și mie și dacă aveți nevoie de ceva care să vă scoată din Reading Slam, cartea asta e perfectă și e și ieftină, am dat în jur de 10 lei pe ea, tot de pe Libris mi-am luat-o. După aceea am o altă carte de la 3, al treilea volum din seria Familia Royal, Palatul de Hârtie de Erin Watt. Acestea sunt primele două volume, Prințesa și Prințul de Hârtie, de aici. Nu cred că nu ați auzit de ele, pentru că e o serie foarte hyped. Mi-a plăcut și acest volum, într-adevăr a fost puțin mai plictisitor decât celelalte. Nu s-au întâmplat așa multe chestii, adică, da, era o atmosferă super interesantă, însă s-a bazat pe o singură întâmplare, foarte, foarte mare, toată cartea. Și s-a terminat așa cu un mister rezolvat, ceea ce m-a bucurat, pentru că știu că o să mai dureze un pic până apar și celelalte două volume, pentru că dacă nu știați, sunt 5. Și am dat și acesteia tot 5 steluțe pe Goodreads, ca și la întreaga serie. Mai am două cărți să vă prezint. Aceasta este iarăși una dintre cărțile wow, de la care nu aveam mari așteptări, dar v-am zis care au fost wow. Este vorba despre Jack Spintecătorul, cremele din Whitechapel, de Kerry Maniscalco. Sper că așa se pronunță. Tot un titlu a apărut la editura Leda Edge. Și am citit această carte destul de repede. Simțeam că intru cumva în Reading Slam. Nu știam ce carte să mai aleg și aceasta a fost perfectă. Este o carte thriller cu crime, mistere, despre medicină și așa mai departe și o fată care trebuie să dezlege un super mister. Fiu nu aveam mari așteptări, mă gândeam că va fi o carte ok, nici nu e genul meu și ca să mă surprindă o carte care nu e genul meu, trebuie să fie foarte bună și aceasta mi s-a părut chiar faină și vă recomand să o citiți dacă sunteți curioși. Și ultima carte este Să nu spui niciodată pentru totdeauna, de Jennifer L. Armentrout. Carte pe care am citit-o tot în maratonul cu 1000 de pagini în 7 zile, când am terminat trilogia la Regine. Și am citit din ea atunci până la pagina 246, aici unde începea capitolul 20. Țin să vă spun că această carte mi s-a părut ok atunci. Nu se întâmplau prea multe, era destul de plictisitoare. Mi se păreau personajele că se cam... mi se părea un pic cam lungită acțiunea și totuși mi-a părut rău să o las așa. Am zis că hai că o continui și nu mi-a părut rău. Cealaltă jumătate de carte s-a citit ultra repede și mi-a plăcut la nebunie ultima parte, de aceea i-am dat 5 steluțe, oscila între 4 și 5. E o poveste foarte faină despre descoperirea de sine, ce înseamnă trecutul și cum îți afectează prezentul și viitorul. Și o carte super sensibilă pe care vă recomand. M-a atins așa, efectiv. Ultima parte a fost absolut genială. Și prima nu era ce mă așteptam eu de la început, dar nu știu. Sper că o să vă uimească și pe voi dacă încercați. Eu zic că și cam acesta a fost clipul de azi. Nu uitați să-i dați un like, să vă abonați la canalul meu și să treceți prin descriere unde v-am zis că aveți link către fiecare carte și către site-ul Libris. Noi ne revedem data viitoare. La revedere!